conduc această listă, dar această alegere nu este despre persoane, este despre comunitatea din Satu Mare. Eu consider că cu această ocazie putem să repetăm cel puțin rezultatele pe care am obținut în primăvara acestui an și consider că avem șanse să repetăm cele mai bune rezultate pe care am avut vreodată în județul Satu Mare, respectiv 2 senatori și 3 deputați.